Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video cu Watch Dogs Legion DLC-ul. Data asta suntem în lumea viselor aici al lui Aiden. Dude, aia arată exact ca și setup-ul din The Returnal. Nu știu dacă mai țineți minte că am făcut serie cu Returnal mai acum câteva luni. Ah, asta e vechea lui casă, ții minte asta? Păi, de ce ai două uși la intrare? Can't go in this way. Hello. Is anybody home? I've also chatted with Jackson. Are the latter și pe tânărul Aiden? Hey. Oh, e tânărul Aiden. Îți zic cum arată, poate mai aduc aminte cum arată, că nu mai țin minte. Honestly, I didn't think it was easy to find you. Let's get out of here. Get out of here. Yeah. Exit the simulation or whatever this technically is. Is that door the way out? I can't say anything else like it, so I think it's our best bet. I'm working. Dude, arată așa de ciudat. I need to bury something. I lost a couple things in the house, my hat and my coat. I won't be ready without them. Ready for what? Can you get that for me? Aiden, you're hurt, and I'm trying to help you wake up. You want to be helpful? Go get my phone. Dude, cred că am să descarc Watch Dogs 1 doar ca să văd cum arăta Aiden, pentru că nu mi-aduc aminte dacă chiar atât de urât era. Sincer. The kitchen was always a mess. We spent all our time in there. And I definitely put a crack in that cupboard door with a baseball. Lena always made my head look twice the size of my body. That picture. Is that me? Să înțeleg că aici e un fel de... Ce-și mai aduce aminte el? But Aiden's captured it like a time capsule. I spend so much time here rewriting words just trying to learn how to spell. Partea asta e făcută bine, n-am să mint. Gotcha. All right. Who's been calling Aiden? Nikki. Mom. Parent. Aiden, you were supposed to be here hours ago. I can't keep making excuses for you, and honestly, Jax is smart enough not to buy any of them. Oh. Când întârzia Aiden la ziua lui. Who was calling? Mom, actually. She didn't sound happy. Yeah, I don't blame her. Are you ready to leave with me now? I still need my hat and my coat. Aiden, I don't know how else to say this, but you got hurt, and you're in a coma right now. You need to wake up. I left them somewhere in this house. Can't remember why. You have to look around. Why won't you come with me? I told you. I've got to bury something. I'm not going anywhere until that's done. If I get you those things, will you leave with me? Yeah, sure. If you say so. Dude, prin planurile și felul cum vorbesc cele două personaje, ce obțin doar aici, mi se pare ca și cum a juca Oblivion. What the hell? Oh, wow. Is this still the house? Okay, what the fuck? Lena? There's no way. O, măcar știe să creeze o atmosferă cum trebuie. Dar, doamne, conversația aia putea să arate mai urât de atâta. Nu știu, parcă ceva este în neregulă. Ce mai aici? O vedem pe sorsa aia izbită de mașină, nu? Sau pe care a pierdut-o într-un accident. Eu mergem în pesnă. Adică partea asta e făcută fain, păcat că sunt unele lucruri ce distrug toată treaba asta. O să mă duc în alte uși? Nu. Stânga. Hai să urmărim sunetele sau ceva. Și petele. Nu te văd urme de sânge aici, să mergem pe aici, nu? Aha! Am ieșit în altă parte. Fuck. Jesus. Ubisoft ar putea să facă un joc în stilul Evil Within, nu zic nu. Who are you? What are you? Because you can't be Lena. My sister died when I was little. Is this some kind of sick joke? Dude, asta e literalmente aceeași coridor. Aici e baia și e PT. Dude. Can't let this go, so she just haunts him? What the fuck? Ăsta arată exact ca și Silent Hill PT.
Hei, poți să-ți împrumut tema? Da, sigur, vezi să nu o faci la fel. Mhm. Dude, asta e literalmente secvență din Silent Hill PT. Știți voi, demo-ul ăla de PS4? Unde... De Silent Hill care trebuia să apară, dar n-a mai apărut. Pentru că cei la Konami a fost prânaie. Dude, e exact la fel. Și layout-ul casei și toate alea. Deci aici sunt la start, trebuie să fie o baie. Și acolo e baie. Exact așa aici se cobora în ceva beci. Lumânări peste tot și telefonul acolo în spate. Iar aici când te duci, de aici deja gata, de aici nu mai e aceeași treabă, dar totuși. God, where am I? Cum am zis, ar putea să facă un joc de la horror stil Dead Space Evil Within, dacă ar vrea. Mă, că le trebuie clar cineva care știe să scrie o poveste cum trebuie și să creeze o atmosferă cum trebuie. Pentru că, uite, de ieșit le-a ieșit ideea asta. Just find Lena, Jax. You can do that. Mă auzi de aici țipând, deci cred că mergem aici. Lena, this isn't funny. I don't like this. Shit. I don't want to play this game. Mamă, dar ne ducem în beci, nu glumă. Oh, ăsta e accidentul. Literalmente cele 5 secunde de gloria lui Lina din primul joc care ne-a motivat pe noi să fim în Watch Dogs. Shit. Să facem ceea ce am făcut în Watch Dogs. Crash site. You win, Jax. I'm scared to be here, Lina. I don't like thinking about this day. Bă, arată pe Lina cum ar trebui să arate dacă ar fi crescut sau ce? Sau e Mike-sa? Mom? Oh, e Mike-sa. Arden, are you okay? This was the worst day of my life. And it seemed to last for a year. I know. It took me a long time to get over too. I'm not over it. And I don't want to be. She was my baby girl. Baby girl. You don't get over losing a piece of yourself like that. No. But maybe we can find a better way to remember her. This was all Aiden's fault. Yep. Da vina pe Aiden. I'm trying to kill him, but he wasn't the one who paid the ultimate price. I know you don't think that way anymore. We found a way to heal. But I guess Aiden hasn't. Yeah, și-l poartă vina asta în cap tot timpul, de-aia atât de distrus. Dude, serios? Doar faceți un joc în stilul ăsta, v-ar ieși. Gen horror psihologic de ăsta, doar căutați pe ceva care chiar se pricepe. Ok, acum să găsim haina sau ceva. Adică gameplay-ul e aici, tot ce mai trebuie să adăugați sunt niște arme mai ciudate, niște monștri ciudati și o poveste interesantă și bum, aia e. Evil Within Watch Dogs Legion. Let's go. Ideea nu era și e ușor realizabilă. Dar ar trebui clar să facă ceva încât să simtă ca un joc nou. Și clar, secvența aia de mai înainte ar trebui făcută în așa fel încât să nu pară literalmente copy-pasta. I've got your cap and you're leaving with me right now. Still need my cap. Fuck your coat. Fuck this. This literal mind game. You know what I saw there, right? Is Lena just in there all the time? We need to get the fuck out of here, so let's go. No, nu se plece. Stai, doar nici nu se plece. I need to finish this first. What is this exactly? A grave? Your grave? Da, este. You know, Mom and I had to find a way to live with what happened. You've just been torturing yourself with it this whole time. Nu, încearcă să îngroape trecutul, ceea ce nu reușește acum, de-aia vrea să-și îngroape chestiile. Sau asta e gen stadiu de coma unde el vrea să moară, gen. Ia, nu știu ce să zic. Sună două ipoteze pe care le putem aborda aici.
It looks like I'm going back to the house, but... Adică, ori e faza în care pur și simplu... Gen, pur și simplu vrea să îngroape trecutul încât să uite de faza cu nepoata sa. Ori pur și simplu e... El vrea să renunțe să mai trăiască și pur și simplu se omoară aici și mai trezește din comă. Dude, nu știu ce, dar e un setup literalmente perfect din... Din Evil Within. Să se ridică singure sau ceva? Nu cred, nu? Ia, nu prea cred. Nu se mai mișcă nimica. Păi și cum vrea fere să mă arunc? Au, tragi de astea. Puzzle time. Ok. Deci văd că vrea să creăm un fel de puzzle. Aha. Am înțeles. Crezi? Adică cred că putem să țopăim dintr-o parte în alia asta, așa. Cred că putem să sărim așa. Oh, da, poți, lejer. Du, din prima încercare imaginează să fii atât de inteligent. Mai ales să fii atât de deștept ca mine. Ok, I need to find Aiden's code. Just focus on that. Oh, stai așa un pic, gelule. Mai suntem în Kansas de ceva vreme. Where is Aiden's coat? Adică eu încerc, dar în același timp... Am interacționat cu asta. Asta nu era parcă o de aia de tortura lui? Parcă? Oh my god! My house looks like a fucking crime scene. What the fuck happened in here? Oh shit. Jesus. Who the fuck are all these people? Fuck, I think they're all dead. Who? Is the killer still in here somewhere? Oh shit. Aiden, stop! What are you doing here? Who are all these people? Did you do all this? What? He can't hear me. Asta e atunci când s-a dus să caute cine e responsabil. E începutul jocului, primul. Aiden's trapped. I need to find a way to interrupt this. Break the cycle. Ok, cool, dar cum? Oh, gata, nice. Ce-a făcut? A scos din priză ăla sau ce? Ai, luăm locul ăsta. Oh, mi-a lăsat-o de fapt, nice. Eu mulțam, bro. Not bad, ok. Cred că putem fi de acord cu toții. Asta e cea mai bună secvență din joc de până acum. Literalmente. Doar că din păcate nu se potrivește cu Watch Dogs Legion, dar cu Watch Dogs în general. I didn't want to be buried in my skibbies, you know. Just for the occasion, as it were. So that's it. You're just giving up. I was Aiden Pierce. The Fox. For a long time. I had blood on my hands. Souls on my conscience that I can't ever set right. Okay. I'm tired. I'm ready to lay it all to rest. The only thing you know how to do is sacrifice yourself. But Mom doesn't need you to protect her anymore. I don't need you to protect me anymore. We just want you to be there. I've caused enough damage and hardship in my life, Jackson. This is a funeral. There's no getting around that. Yeah? So say goodbye to the Fox. Goodbye to Aiden Pierce the Vigilante. Bury that guy. But don't tell me that's all you are. Because you're my uncle, too. Okay. Ce faci acum? Se transformă dintr-o dată în Watch Dogs? Ce face? Fă un flip. Dude,
Uite, iarăși, altă chestie care a lipsit în jocul de bază și are DLC-ul. Cinematice de genul acesta. Eu zic că dacă ar fi dat mai mult timp pentru Watch Dogs, ar fi putut să facă un joc mai bun. Îmi place că la fix un moment ăsta așa strânește și un loading screen de ăsta full mov roz, încât să te rupă la ochi instant. Oh shit, Yusuf e înapoi. Seamnă cu un caracter din Assassin's Creed. Very impressive. Some of the readings on the Broker Bridge were wholly unexpected. I don't know whether to punch you or kiss you on your stupid hologram mouth. Both? No. Jesus. All that I miss. Jackson, your participation here today has awarded you an extension on the Larson Family Scholarship for another 2 years. Oh, shit. Well done. But... as our business is concluded here today, gentlemen, I suggest you wrap things up and take your leave. Both. Definitely both. Ah, că am fost în Commodore o zi, două, calmează-te. Nu e ca alții care au fost gen mai mult. Dar nu înțeleg de ce are dunga aia în barbă. Prin care fază? Ce-am ratat? Cumva am încercat o să facă pe Sky Larson dintr-o dată o persoană foarte bună și nu știu eu. Hey guys, face to face. Ce avem acum? Presupun că trebuie să ne ocupăm de toți ceilalți care o să fie în drumul nostru, nu-i așa? Talk to Jackson. Oh shit. Ia zi, boss, care-i treaba? Tearing up over here. You can't tell though because of the mask. I feel like that angel from that movie. Now that I've brought Mr. Pierce and Mr. Pierce back together, I can go get my wings. Thanks for all your help, Wrench. Okay. You don't need to thank me. Just promise me your firstborn. And now, I'm off. Wait, where okay. are you going? I'm glad you got Aiden back. Now I've got my own thing to settle. Going after Rempart? Yep. Listen, man. I just went into the mind of a guy who had trouble letting shit go. It wasn't fun. Maybe you should just walk away from this. I really nah. can't. Okay. Well, then we'll help you. Whatever you need to do, let's do it together. We've got you. Okay. All right. Let's do this. Oh, deci acum cred că urmează ultima parte în care ne ocupăm de Two-Face ăla. Dude, n-aveți cum să negați faptul că băiatul nostru seamănă exact cu Two-Face. So... where do you think Rempart might be? Rempart's burned all his bridges with his business partners in London. So I think he'll try to start first somewhere else. Does he have a private jet? I can't picture him strolling through Heathrow. Rempart's got a private barge docked at the Thames. On the books, moves company cargo. Off the books, he smuggles in people, contraband, you name it. Mm-hmm. Geordi used him once or twice. Is your friend Geordi a sociopath? Da, e un nebun. Yeah, probably. He's so scary, but also sexy. Anyway, so that barge is Rempart's best bet to get out of the city discreetly. Mm-hmm. I need to catch up with him. Okay. Deci trebuie să ne ducem tu mai aici. Cred că putem lua un fast travel. Adică e relativ. E o distanță respectabilă pe care trebuie să o facem. Zic eu. Ok, deci trebuie să mai rezolvăm asta și trebuie să luăm pe Robert. Tot să obișnuim să intru pe ușa cealaltă. Cred că vreți devenim sirenă sau ceva. Oh, God. Just tell me. What are you gonna do to him when you catch up to him? Kill him? Yeah. Duh. Duh. Obviously. Is that what you really want, Reggie? Rempart's a scumbag. But you've worked with him. You have a history with him. Even if it's justified, killing him won't settle things the way you want it to.
You want to lecture me about that? Really? Stai așa că vorbesc ăștia. This is why you're running support, Pierce Senior. No back... Pierce Senior, ok. You look like a seafaring scallywag. Are you Aiden's ship captain? Da, este. Aiden? Oh, e moșul la început. You say you need a boat? Yes, please. I need a boat to get onto a bigger boat. And you are his family? Da, da, da. Vine și Dom cu chargerul mai târziu, stai liniștit. Kind of look up to Aiden like he's my grumpy uncle, so, you know, we're still equals, but he's more like my second cousin brother uncle father figure. Ah. Still compliqué. Mhm. Bon. Da, fratele vărului cumnatului mamei. When you start the mission, fixture console will be locked. They will available once again to complete the main story. Oh, cred că terminăm acum. Terminăm acum, oare? Știți ce? Dacă durează prea mult video ăsta, o să-l tăiem în jumate. Și dăm a doua jumătate mâine. Ori, dacă durează puțin, lăsăm așa. Ok, I'm ready. Mică durează vreo 10 minute și după aia nu vreau să fac un video următor de vreo 10 minute. Deși, ce-ar fi tot acolo e. Oh, shit. Pare periculos și aici. Du, de ce și-au pus steagurile de predare? Care-i faza? Dacă tot se predau, nici mai are rost să ne agităm, nu? Oh, boy, sunt 5.000 de roboți. Oh, ce-mi place. 5 miliarde de roboței. Find the barge controls in the navigation room. Dude, nava asta e absolut insane de upgradată, n-am să mint. You haven't seen shit, boy. N-ai văzut nimic, calmează-te. Oh god. Oh, nu știu ce a făcut, dar a făcut o treabă. Oh, fuck. Stai că e Robotescu acolo care e pe... Stai mă. Ușor Robocop. Nu zic că am nevoie de cheia aia din spate, te rog eu. Fete că am nevoie de cheia din spate. Mă aștept. Am nevoie de cheia din spate. Am nevoie de cheia din spate, man. Fuck. Nu pot să o fur cu... Cred că o să o fur cu drona. Știi ce? O să chiar să încerc să o fur. Doare? Stai că s-a stricat roboțelul. Nice. Avem Sonic Chuck și pe ăsta. Ok, pa. Stai, se bat între ei? Uai, se bat cu robotul. Absolut insane. Oh, nu pot să-i fac nimic al ăsta. What the fuck? Ce m-a explodat? Cred că a bubuit capcana asta de jos. Hai să e bine că e oricum se bat între ei cu roboțelul. Pe mine mă ignoră complet. Ia, yeah, se bat cu robotul acum, observa, din cauza că robotul e atacat pe ei. În timp ce încerca să-mi atace mie drona, aparent am făcut o schemă fără să vreau. Summon Sergei. Unde e Sergei? Sergei? Ok, voi nu știți nimic. Unde e Sergei? Man, what the fuck? Doamne, Sergei, grab my V. Dude, mai jos, te rog. Mult mai jos, atât. Hai că avem și grenadă, deci e bine. Stai, și ce vrea să distrugem? Oh, aici și jos, never mind. Heads up. You have some bogeys incoming. Ok, una e gata. I'm glad, actually. I didn't want to leave. Du, dronele astea eroare.
Deci văd că le corupem cumva dacă tragem cu alea. E ca atunci când te dai cremă de mâini. That's not very Christian of you, Tommy. Ne. Okay, am dezactivat arma. Dude, atât de greu să încarc arma asta de mirău. Sper că putem să chemăm un al doilea Sergei dacă avem nevoie. Super. Dude, atât de greu să încarc arma asta, deci e incredibil. Ok, ignorăm pe toți băieții ăștia, ne ucim lejer pe partea asta și suntem safe. Ăla e un alt Sergei pe care l-am uitat din greșeală. Dude, încerc să lovesc dronele astea, nu reușesc. Ok. Ok, nu merge, știi ce? Ocupă-te de aia. E mai important să rezolvăm ăsta. Ha, mă? Dude, what the fuck? Mamă, în sfârșit, e la 500 de ani. Doamne, dar dronele astea sunt atroce. Dude, nu pot să nimeresc drona aia. Și nu pot că e la limita de înălțime. Ok, ceva în spate a zis, stai așa un pic. Spate jos, uite aici. Oh, hack! Trebuie să hackuim asta. Au, mă doare, cred că o să mă omoare chestia asta. Dude, care mă s-a atras în halul ăsta? Serios acum? Uite, de ce nu pot să folosesc pe Sergei? Așa, mă. Am o altă idee. Decât să mă chinui, să mă strecor pe lângă gagia aia, o sim asta din start. Simplu. Scurt și la obiect. Trecem lejer, fără să ne vadă cineva. Nici nu cred că are rost să adaug detalii. Oh, stai așa. Nu trebuie să refacem totul, doar trebuie să distrugem ăsta direct de aici. Hacker mode. Ok, bum, 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 jos. Ok, mi se distruge drona imediat. Adică îl distruge pe Sergei destul de repede. Operative hurt. Ha, mă, dronează. Hai că trage aia la altă, că am corupt-o să vină pe de partea noastră. Hai, am crezut că trebuie să mă pună să facă tot ăla, dar uite că am scăpat mai repede. Deci că se joacă Snake Range pe treaba asta așa. E destul de simplu. În cazul că o să fie ceva mai complicat, dar noroc că am putut să corupem drona aia. Și dacă vine iarăși, iarăși mai tragem una și o să o distrugă. Deci doar pur și simplu trebuia să o hackuiesc, nu trebuia neapărat să-i atragă atenția, știi? Nu cred că știe că-s aici. Nice. Oh, God. Dude, range mai are puțin și cade. Ăia trag în prostie degeaba. Încă oricum nu mă nimeresc. Da, aici cred că după ce era tot asaltul ăla pornit, trebuia să-ți dea o ton de damage sau ceva, știi? Oh, God, stai așa. Au. E cam atacat pe Sergei, frate, nu-mi place. Oh, uite-mă că se vine. Da, sunt cu dronele alea, că și așa degeaba. Doamne, da, overriding-ul ăsta durează atât de mult. Sincer, cred că mai degrabă și vrea să băpă toată lumea stând pe treaba asta așa de aici, gen ciu-ciu. Ăla vă că e suspicios de ceva. Hai bă, 99%. Nice.
I'm picking up on a remote signal coming from the barge, and massive power spikes coming from the cargo hold. He's activated something. Something big. Жёстко, когда сон вдруг. О, acolo trebuie să merg, dar acolo sunt oameni. Stai așa, aproape, puțin. Ce să mă uit să nu atrag atenția prea mult. Oh, shit. Cred că din cauza că m-a tras atenția toată lumea din spate. În spate acolo, toată lumea s-a adunat în spate. Acum am venit noi aici. Aoleu, boss fight? Cred că e boss fight. Oh, nu, spune cașcaviar. Și o să iau un mech suit pe care îl trimite după noi sau ceva. Dude, cum de-am știut? What the fuck? Previzibil. Sau ce e aia? Oh, e un Metal Gear. Piloted by a human. No broker bridge. Chestia aia se poate mișca? Nu prea pare că se poate mișca. Sau? Jackson! Aiden! How do I fight this thing? Nothing you've got will get you through those shields. Hang in there. We'll find a way to get them down. Oh, shit! Oh, e imun. Cred că trebuie să o folosesc de ăla. Dude, mă ignoră complet că am... Ok, hai să nu distrugem drona aia. Ok, una putem să o lăsăm. Mamă, după ce am stat la motorul ăla, atâta mai trebuie să stăm și la prostia asta, acum fii atent. Cred că e sus. Nu se repară și tureta asta? Ar fi drăguț dacă se putea repara? Ha, mă! Nu că nu de altă, dar nu vreau să pierd tureta. Oh my god, aoleu. Mamă, dar distruge tureta asta și nu-mi place și am nevoie de ea. Iar pe cealaltă am distrus-o. The hell? Ha, bă, vere, doamne, că te ia să hecuiască gelul, e serios acum. Îmi place măcar că vin toți dintr-o singură direcție, nu trebuie să închinui prea mult. Never mind, a vorbit prea devreme. Stai că mă omoară! Stai că am activat mașină! Fucking turetă! Ok, acum ce? Hack! Exploit vulnerability! O, stai să trag în aia? Come in, missile, stai bă, așa. Frate, stai un pic, gelule, că e dronă, că e măsă aici.
Holy shit! Mai sunt și porcările astea aici. Oh, s-a mai trezit și nearul mic roboțelul de acolo. Ok, știi ce? Oh god. Ultra socată, stai că trage la cu socata. Ok, o parte am distrus-o. Ok, încă o parte distrusă. Ok, să mergem aici data asta. Stai, frate meu, că e complicăciune aici. Nu-i doar te duci și dai. Mamă, stai că au venit ăștia, frate. Mamă, i-a intrat sângul ăsta de gloanțe. A rezistat ca un erou, fără mișto. Aolo, stai că e ăsta aici. Mă, trage! Hai cu shield-ul la jos. Oh, fuck. Sa rachetele vere. A, doar tragi în el? Ha, mă, mai arată de puțin. Auleu. Văd că mai departe că roboții nu-s chiar așa de stalkeri. Gata, mă, tu-i robotul vieții. Tu-i băsta, doamne, deci e atât de fucked up boss fight-ul ăsta. Pe lângă faptul că jumate e somnorilă, ultima parte e atât de frustrantă. Oh shit. Oh, I've got one way. Oh shit, i-a distrus totul. So sure I was gonna kill you. Fuck. Tai un deget sau ceva ca să te simți bine. With you for the money. I mean, sure, I thought you were a spoiled asshole with too much hair wax, by the way. You had a dream. Remember? Oh, acum îl convertește ca Naruto. You told me you wanted to see humanity reach the stars. We're gonna do that together, man. Tai că râde, nu mai poate. I lied to you, you naive fuck. Prick. I'll hunt you down. Oh. All your little friends back in San Francisco. Sitara, Josh, Marcus. Oh shit, îi știa pe toți. Au și au omorât, l-a rezolvat, adică nu cred că l-a omorât. L-a omorât oare? Ah, nu l-a omorât. L-a dat poliției. Ah, eu chiar am uitat de ăsta nu ne-am mai ocupat până la urmă. L-am lăsat așa parcă. Mă, n-a fost rău DLC-ul până acum, dar cum am spus, parcă unele părți se vede că au fost lucrate, iar unele părți au fost așa genul. Auzi, știi ce? Aruncă acolo niște chestii ca să fie puse și aia e toată schema, știi? Cam asta mi s-a părut, adică din păcate cam asta a avut, cum zic, feeling-ul principal, cam ăsta a fost feeling-ul principal, dar în mare parte n-a fost așa rău. A fost distractiv, mi-a plăcut să mă întâlnesc cu Ranch, să jucăm cu el și să jucăm și cu Aiden. Even if I wanted to smash him into teeny tiny little pieces and scatter them all over the Thames and turn him into seagull shit. Well, progress is a journey.
What's next on the docket for you? Nici el nu știe. I think I might hang around London for a bit, wrap up a few things. But I do think I'll give Marcus a call though. Actually, hey, yeah, I want to take a selfie in front of Big Ben, send to him. Or maybe I should go to Buckingham Palace and steal a roll of some royal TP. Get him a souvenir. Great. Looks like whatever trouble you get into, we'll have to fish you out of it. Aw, that's so sweet. What a nice family moment. Yeah. We really do make the dream team, don't we? Jackson and his two uncles. No. Two uncles? Jackson's ce doi unchi. Ce dubios sună asta. Mă, n-a fost atât de rău. Cum zic, cu siguranță a fost ceva mai bun decât jocul principal. Pentru că cu toate că a fost distractiv, sunt tot caut caractere cu nume românești în jocul ăsta și să am accentul ăla stupid de rusesc. Parcă tot era mai... Parcă e alt farmec când te joci, știi cum se cheamă, cu un personaj pe care îl și știi sau când are legătură cu celelalte personaje pe care le știi din serie. Uite, gen l-avem pe Marius Voicu aici. Ia zi, Marius, tu ce faci? Pipe fitter. 49 de ani? Wow. Da, acum ne zice că putem face secundare și chestii genul ăsta. Mm-hmm. Ok. Once I've gathered all the details, I'll be in touch. Okay, let's say it all together now. Go team! Aiden, come on, man. You gotta say it with me. Come on. Go team! Sin. Ok, și acum avem side mission-uri care cred că se leagă puțin și de acțiunea din Legion și poate și cu celelalte... Și cu celelalte Watch Dogs-uri. Oricum, oameni buni, ca asta ar trebui în această serie. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, știți foarte bine ce vreau să comentați. Lasă like, subscribe și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!